Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 6. Despre neagoniseală și sărăcia de bunăvoie. Un călugăr dintr-o mănăstire cenobitică a trăit 60 de ani în aceeași rasă pe care a primit-o în ziua călugăriei. Părintele Calinic, un cipriot, care și-a desăvârșit ostenelile pusnicești cu fratele său Grigorie în schitul Sfânta Ana, a fost un adevărat atlet al sărăciei, simplității și lipsurilor și a continuat nevoințele ascetice în Sfânta Mănăstire Stavrovunio din Cipru. După moartea sa a lăsat în urmă doar o saltea putrezită plină de păduchi, o cutie de lemn plină de căpușe și zdrențe bune doar pentru foc, o pereche de papuci reparați de mii de ori și două sau trei parale uitate într-o cutie de lemn. Fratele natural al părintelui egumenul Varnava le-a spus cu lacrimi în ochi celor adunați la mormântare: priviți, părinți, aceasta e averea lui Calinic, pe care a adunat într-o viață de călugăr. Un adevărat călugăr este cel care nu are nimic în această viață, cu excepția lui Iisus Hristos însuși. Episcopul Ierotei din Militupol, care a stat în chilia Sfântul Elefterie din schitul Sfânta Ana, nu avea absolut nimic. Pe lângă virtuțile sale, stăpânire de sine, răbdare și blândețe, era cunoscut în special pentru dragostea pe care o purta călugărilor nevoiași, cărora le dădea până la cea mai mică parte din venitul său lunar. A adormit în Domnul la vârsta de 88 de ani.